Dacă avem întrebări pe agenda? Podul cu Săuțian Polar putea fi dat în exploatare în 2025. Cabinetul de ministri a aprobat ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de ministri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană în zona localităților cu Săuțian Pol, semnat la Kiev, în data de 12 iunie 2023. Vede construcția unui nou pod, de asta dat peste râul Nistru, cineva legat de frontiera cu statul vecin Ucraina, fiind vorba de podul de la Cusăuțian Pol. Acordul respectiv a fost semnat în data de 12 iunie curent la Kiev. Ne propunem astfel construcția unui nou pod rutier transfrontalier, care să interconecteze infrastructurile și să permită cetățenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru să circule mai liber, dar și mai sigur. Construcția podului va asigura conexiunea rețelei de drumuri prin partea de est a Republicii Moldova la rețeaua de drumuri transeuropene TNT. Ori, recent, la propunerea Republicii Moldova, Comisia Europeană a acceptat includerea sectorului de drumuri 14.3 în rețeaua transeuropeană TNT, ceea ce va susține necesitățile cetățenilor pentru mobilitate, va facilita comerțul, piața internă și cea internațională și va evidenția și mai mult rolul Republicii Moldova în calitate de nod între Uniunea Europeană și țările vecine. În baza prevederilor acordului, Guvernul Ucrainei va asigura finanțarea pentru elaborarea proiectului tehnic, dar și construcția propriu-zisă a podului și a infrastructurii conexe pe teritoriul său. Republica Moldova va asigura construcția drumului de acces și a punctului de trecere a frontierei. În acest scop, recent am aprobat alocarea resurselor financiare în fondul rutier. Ne propunem ca până în finele anului să avem contractate și executate proiectul în acest scop, iar lucrările de construcție a infrastructurii să le demarăm la începutul anului 2024. De altfel, însuși lucrările de construcție a podului urmează a fi finalizate la sfârșitul anului 2025. Mulțumesc, doamnă ministră, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt și mulțumesc pentru aceste eforturi de consolidare a capacităților logistice pe teritoriul Republicii Moldova și de integrarea spațiului european și a Republicii Moldova și a Ucrainei.